ceva, băieți, și bine ați venit la un nou challenge cu FIFA 21 pe canal. Ați auzit bine, băieți, dăm drumul din nou la seria aceasta cu challenge-uri la draft. Dacă și ție îți place această idee, apasă butonul de like. Hai să încercăm să ajungem la peste 2000 de like-uri, ar fi absolut fabulos. De asemenea, dacă vrei să cumperi articole sportive de cea mai bună calitate, chete de fotbal, tricouri, mingi și articole lifestyle, argol.com/ro, linkul e în descriere, ai și 10% reducere dacă folosești codul OVI la checkout. După cum vedeți, ia uite, Oviță, hai să dau un full screen aici. Pac, m-am aranjat de la națională, frumos, mi-am pus ochelarii, pac. Gânditor aici, ne gândim foarte, foarte mult la cum ar face Mirel Rădoi un draft la FIFA 21. Antrenorul, selecționerul echipei naționale de fotbal a României. Un antrenor care joacă foarte ofensiv, îi plac mingii care și la mijlocul terenului pe postul de CDM. L-am văzut pe Stanciu jucând de multe ori acolo. Deci o să fie un întreg proces de gândire atunci când selectăm fiecare jucător, astfel încât să putem să zicem la sfârșit, băi, da, ok, dacă Mirel Rădoi ar fi făcut acest draft, atunci așa ar fi, jucătorii aceștia i-ar fi ales și el. Plus, la sfârșit o să jucăm draftul cu tacticile sale, mereu pe atac, tată. Nu o să știm ce e aia apărare, o să selectez 10 la team death, o să constant pressure, o să, în afară de constant pressure, pressure after possession loss, o să fie o nebunie, toată lumea în atac. Sincer, abia aștept să dăm drum. Hai să vedem cum este. O să mă gândesc și la fundaș acolo. Băi, uite, ăsta parcă știe mai bine cu mingea. Îl iau pe golanul ăsta. Vedem. O să fie interesant de făcut. Interesant. Hai să intrăm în drăftuleț și să vedem în primul rând sistemul de joc. Sistemul de joc l-am văzut pe Mirel Rădoi jucând. Nu l-am văzut jucând 5-2-2-1. 4-5-1 attacks sună interesant. 3-4-1-2, 3-5-2, 4-3-3 defend. Fii atent. Nu l-am văzut jucând 4-3-3 defend. Nu cred că jucăm așa ceva. 3-4-1-2 e prea ofensiv, 5-2-2-1 și 4-5-1. Hai să jucăm 3-5-2. De asemenea, vă provoc să lăsați un comentariu mai jos și să-mi spuneți despre cine ați vrea să fie următorul draft. Ce personalitate sau ce challenge v-ați dori pentru următorul draft. Un sistem de joc echilibrat, bun să facă și pressure, e ceva ce Mirel ar folosi. Mirel, ești fan Ronaldo? Ești fan Ronaldo pentru că doar ce a picat Prime Ronaldo. Cu Shadow, dar nu mai contează. Absolut fabulos început. Nu cred că are rost să ne gândim aici. Mirel Rădoi ar fi ales din acești 5 jucători pe Ronaldo. Nu e. Nici nu trebuie să ne gândim altceva. Hai să vedem. Celălalt atacant. Hei. Acum, Oviță s-ar fi dus poate prin Saint-Maximin. Ai și Suarez, ai și Kane, ai și Lewandowski. Dar l-ai și pe inform Ronaldo. Care cred că e în topul lui Mirel. E în topul lui Mirel acolo. Poate Leva ar fi fost o încercare. Poate Leva. Oh, și mai avem o regulă. Dacă pică un român, atunci îl luăm. Băi, parcă... S-au legat toate. Budescu, direct, românașul nostru. Pac, nu o să fie vorba despre chemeți în acest draft. Încercăm să luăm jucătorii cei mai ofensivi la Țarii Bowen. Care e cel mai ofensiv de aici? Lozano, Ferran Torres și Kubo. Băi, cred că Lozano e cel mai ofensiv. Cu pace, eu așa zic, Lozano. Și se lipește un pic acolo și cu Ronaldo. Facem treabă bună. Facem treabă bună în draftul ăsta, vă spun. Treabă bună. Tyson, Pogba, Insigne, Carrasco și Gnabry. Îi luăm un brazilian, lui Mirel. Îi luăm un brazilian sau... Aici nu prea poți să dai greș, pentru că Insigne e ofensiv. Cu pe Pogba nu prea poți să-l iei acolo. Insigne e ofensiv, Carrasco e ofensiv, Gnabry e ofensiv, Tyson e ofensiv. Haide, tată, să mergem pe Insigne ăsta. Pac, l-am luat pe golan. Pe CDM. Aici e interesant, pentru că pe CDM eu pun pariu că lui Mirel iar plăcea foarte mult Joshua Kimmich. Kimmich. Cred că ar plăcea foarte mult. Nu face, nu știu dacă face chemistry, nu face. Dar eu l-am luat pentru că eu așa cred. Lui Mirel îi place de Joshua. Dacă cumva ajunge clipul ăsta la selecționerul naționalei, aș aprecia un feedback. Băi, Oviță, vezi că acolo l-aș fi luat pe Leva în locul lui Ronaldo sau vezi că acolo așa, așa, așa. Aici, Kante, Lucas, Leva, Henderson, toți sunt defensivi. Toți defensivi, nu-i discuții, toți defensivi.
La chemistry a luat Lucas Leiva. Kante, Kase, Henderson. Ndidi. Îmi iau un cântic aici. Toți defensivi îmi iau un cântic în ideea care poate merge treaba pe fundaș central și facem un chemistry. Nu merge treaba pe fundaș central. Avem totuși aici, ia ce avem, 68 dribbling, 50 dribbling, Knohe. Bro, eu știu că tu ai luat chemistry cu Kimmich, dar lui Mirel nu-i plac ăștia cu dribbling low de tot. Uite, știi ceva, le-au pe Sensi. 68 dribbling, e un jucător pe care Mirel Rădoi l-ar folosi. În continuare, ceva fundaș central. Mamă, dar știi cum a picat draftul ăsta? Deci, exact pe sufletul lui. Pe sufletul lui Mirel. Toată lumea pe atac, nimeni pe apărare. Uite, n-avem nimic în apărare. Foarte, foarte complicat, vă spun. Uite, tot ăsta cu 67 dribbling cel mai mult. Face și un pic de chemistry. Nu-i rău, nu-i rău. În continuare, ok. Un Gomez ar lua cu Kante. Ai și pe Soyuncu, ai și pe Kimpembe. E ceva, îl iau pe Gomez. Cred că e jucătorul cu dribbling bun, jucător bun, s-ar plia acolo destul de bine. Decent, ia, pe portar. Pe portar, sincer, nu știu care e stilul Rădoi. Nu pot să-mi dau seama, adică portarii, în general, au un joc de picior bunicel. O să iau un portar care, zic eu, ajută un picuț la chemes. Uite, Rui Patricio. Acolo nu știu. Dacă voi știți, băieți, lăsați un comentariu și spuneți-mi ce ar fi mers mai bine. Acum, Hinteregger, Zuma, Schulz, Halstenberg. Nu cred că știe Mirel de Mendy ăsta cât de bun e, nu? Nu cred că știe. Dar s-ar gândi, cred eu că s-ar gândi, bă, fii atent, îl am pe Kimmich, hai să-l iau și pe Halstenberg ăsta. Poți să iau și Hinteregger, dar Halstenberg ăsta cred că ia Blanao pe chemistry, așa că îl iau pe el. Uite ce frumos, 7 amândoi. Îl am pe Kimmich, să se înțeleagă, să discute și aceeași limbă. Cuadrado, Opara, Dinie, Jordi Alba și Jesus Navas. Din nou, jucători care știu cu mingea, Opara nu l-a luat niciodată. Jucători care știu cu mingea și jucători care ar fi pe placul său. Rămâne, cred eu, la latitudinea mea. Mă ajută oare cineva la chemistry aici? Îl am pe Navas, care e spaniol, Sevilla. N-am nimic de acolo. Jordi Alba, același lucru. Dinie, în schimb, dar e left wing back. Asta e problema lui Dinie cu left wing back. Care ar putea, uite, totuși ar putea să intre Lemea acolo pe partea cu Kante și Gomez. Să știi că e interesant Dinie ăsta. Cuadrado, right back, îl avem deja pe Lozano acolo, nu-l stricăm. Ia vino tu Dinie încoatat. E aici de aici Insigne, hai să facem noi o mică schimbare, așa, pă. Facem și o schimbare cu Gomez, tâc. Bă, dar stai, avea undeva unde arăta mai mult chemestre? Ia stai. Aici plus 3 și aici tot plus 3. Ok, 6-7, interesant, arată binișor. Acel fundaș central trebuie să scăpăm de el. Zakaria, Matic, Perisic, Ferran Torres, Perisic, sau s-ar gândi să rezolve și el puțin din apărare? Cu Zakaria asta, CDM, cred că ar sta în 7 sau 5, dar totuși e mai bun decât ce avem noi. Ia uite, stă în 4, dar e peste ce avem noi. Scade mult, scade un pic, a? Minus 4, oricum, acceptabil acolo. Acceptabil. Sané, De Run, aici nu discută, îl ia pe Sané. Mamă, secunda 2, viteză pe lateral, bombă. E, aici nu știu. Hai să-l sunăm. Aici cred Neymar. Nu doar că îmi place mie, dar cred că și în topul lui e super jucătorul ăsta. Mendy, credeți că știe Mirel de Mendy ăsta? Știe Mirel că Mendy ăsta e tancone? Grimaldo, Marcelo, Azpilicueta și Ronaldo. Eu cred că îl știe pe Mendy de la Real Madrid și dacă ar fi auzit că lua un upgrade în FIFA, i-ar fi plăcut de acel Mendy și lua. Müller, Pjanic la bord, Müller, clar aici, tata. Müller, clar. Și ia uite cum se leagă, dar îl lăsăm și pe Budescu al nostru aici. Îl lăsăm și pe el, fii atent. Continuare. Mkhitaryan, Mario Fernandez, Traore, McTominay. Mkhitaryan oare pentru care dribblingul acela bombiță? Hai, 3 jucători rămași, draftul arată chiar binișor, s-ar putea să vezi tu că îl câștigăm. Stepanenko, Debuși, Tadic, că a avut sezonul la trecut cu Ajax absolut fabulos. Bale, Lucas Leiva, Walker, Eden Hazard și
Sancho. Sincer, nu știu aici. O să iau highest rated, dar nu știu ce ar alege, pentru că sunt câțiva jucători asemănători, Hazard, Sancho și Gareth Bale de atac. O, Dumnezeule, suntem obligați aici. Garincha Icon Moments. Ce înseamnă asta? Ce înseamnă asta? Un card fabulos, vă spun. Fabulos. Wow. Nu mă așteptam să-l văd pe gol anul ăsta. Arată tare, fratele meu. Tare rău de tot. Tare rău, rău, rău de tot draftul. Chiar dacă nu avem noi full chemistry, avem câțiva jucători extraordinari. Hai să vedem pe Sava aici. La portar avem un Perin. Germania 1, Nubel. Gomez oricum în 7. Păi dacă îi dau așa, iau... Oh, da, cred că Germania 1, fii atent. Nubel ăsta e bombiță. E... Din punct de vedere al chemistry, e 92 acolo. E wow, wow, wow. Super. Acum dacă ajunge să tragă la poarta adversară, am pus-o. Asta e clară treaba. Voi și arată bine echipa. Dar știți ceva? Băgăm-o pe Budescu. Jucăm cu Budescu aici sau cu Müller? Budescu în 4 sau Müller pentru chemistry? Hai mă să lăsăm, dacă e draftul Mirel Rădoi. Hai să jucăm cu Budescu acolo în față. 4 chemistry. Asta e situația. Hai să vedem. Manager. Mă ajută oare vreun 85, nu? Am văzut un 85. 86, Frank Lampard. Ok, 86, Frank Lampard. Deci asta ar fi draftul lui Mirel Rădoi. Acesta ar fi draftul, cu două iconuri fabuloase. L-avem pe Garinci, avem pe Ronaldo. CR7, e super tare draftul. Și acum hai să discutăm puțin și despre tactici. În primul rând la Team Death, aici 8, n-are cum să stea altfel. Offensive style, fii atent, zic eu, joacă rapid. Cred că joacă rapid, fast build. Ce jucăm, frate? Eu câștig, nu cred că pot să câștig draft așa. Pressure on heavy touch, press after possession loss, da. Players in the box mare. Cred că așa joacă, da, cred că așa aș juca. Acum la instrucțiuni, mi-aș lăsa și eu unul în spate, știi, un golan în spate și cu cover wing. Și restul tată, asta e situația. Ce o fi, o fi. Câștigăm, pierdem, asta e. Ia să vedem. Și jucăm împotriva unui adversar cu 5 fundași. Mendy, Alaba, Bastoni, Saka, Hazard. Băi, are 65 chemistry, ești nebun. Poate face și el challenge, nu știu. Vedem acum. Hai, Budescu. Hai, Budescule. Hai, tată, pasă pentru Ronaldo. Ronaldo. Oh, Ronaldo, în careu, scoate Neuer, înapoi la Ronaldo! M-a prins, asta e, n-avem apărare. Bine mă, avem portar, ești nebun! Ronaldo, hai tata, du-te! Cu pas! Ăla e mă! Bine mă, 2-0, Garincha! Hop, 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 n-avem apărare, tată. Dar avem portar, mă. N-avem apărare, dar avem portar, mă, băieți, mă. Exact ca la națională cu Niț. Hop, hop, nu mai avem. Ba, da, mă, avem și puțin noroc. Ce pasă prost am dat. Asta e vina mea. Asta e vina mea. Ok, ok, nicio problemă. Nicio problemă. Mamă, ce le face R9, tati? Ce le face? Ronaldo, 3-1 acolo. Hai, Gomezică, hai, tată. Bine, mă, ce portar avem, ești nebun. Wow, puteam să închidem meciul cu Ronaldo. Puteam, nu l-am închis. Se joacă. Budescu. Budescu, de la mare distanță! Mamă, ce-a scos-o! Chimic! Îl testează puțin pe Manu Neuer. Oh, Ronaldo!
Budescu, tati. Lobul lui Budescu! Lobul lui Budescu! Salvat din extremis! De Manu Neuer. Ronaldo. Ăla-i mă, băieți, mă. Ăla-i meci 100%. N-are ce să mai întâmple. Pasă frumoasă. Încerc voleul, tată. Carincea. Dacă stătea portarul în poartă, poate ar fi șut un pic mai periculos, dar așa a închis bine unghiul. Avem portar, tată. Fabulos. N-am ce să zic. Fabulos portarul. Păi exact ca la națională, tată. Spații mari acolo de la apărare. Ne salvează Niță. M-a păcălit. O, transversală! Budescu! Ce ratare! L-a dat, mă, până la urmă. L-a dat, bravo. O, show acolo, marca Cristiano Ronaldo, dar ratăm. Rata cu stângaciu, mă, așteptam să o bag. Nu, a ratat, am crezut că intră. Băi, trecem cu bine peste primul meci. Trecem cu bine. Tot e Ronaldo acolo, fratele meu, și prime Michael Moen Zidane. Și tot e Virgil. Și 4-3-3 să fie împotriva 3-5-2-ului nostru. Offside, cred, nu? N-a fost offside, Oviță. Penalti însă! Penalti! Virgil face penalti acolo! Ia să vedem! Ohohoho! Budescu! Scăriță! În vinclu! Ho-ho! Ronaldo! Blocat, bă! Blocat bine acolo! Mamă, ce greșeală! Ceva clasic pentru noi! O greșeală a fundașului și e 1-1. Nu, ce ratare! Ho-ho-ho! Asta e. Ocazie mare, blocat. Mamă, frate, ultima secundă acolo. Gata, tati. Stai, gata. Calma. Te rezolvă Ronaldo. Ăla-i tată! Combinații frumos, tot ce trebuie! Încă unu! Bine, băieții! Știe că s-a terminat. Bine, mă! 4-3-1-2. Desai, Icon Moments și Virgil de 96. N-am văzut apărare mai bună la vreun drept. Fabulos! Pe mijloc nu stăru nici acolo. Una Warfoot Birthday, KDB în Dombele. În Dombele nu stă bine pe stamina, dar în rest jucător cu o posesie bună, știe să se miște bine pe teren. Nu, AI defending, tata, acolo, incredibil.
Ronaldo, 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 asist! Budescu! Gol! Bine, mă, băieți, mă! Zacharia! Da, tată, da, așa te vreau! Eee, penalti, i-a rupt fâșu! I-a rupt fâșu, tată! Bine, mă! 2-0! Dar stilul de joc al lui Mirel Rădoi, tot presăm, riscant într-adevăr, presăm sus acolo și s-ar putea să ne coste, ne costă! Uite, vezi, luăm gol imediat la faza următoare, pentru că am presat sus acel pressure after possession loss. Hai, Carincea! Ai uitat mingea, tată! Băi, uita mingea, bă! Ronaldo! Și ăla e meciul, merge în finală! Bine, mă! 4-3-2-1, cam împotriva 3-5-2-1 nostru, l-are și el pe Carincea Moments, Mbappé acolo. L-ai Sanson sau cine pentru chemistry la Mbappé? Apărare bună, da, ok. Poate că până aici n-a fost. Poate că până aici, poate că portarul și-a făcut destul datoria și asta ne-a fost călătoria, dar vedem. Noi încercăm până la sfârșit, văd că a spus adversarul pauză, nu știu ce vrea să facă exact. Nu! Nu! Cum a scos-o? Cum a scos-o portarul, mă, ce prost am atras. Am și văzut golul, am zis, mamă, început de la 1-0, ești nebun la cap. Nu, mai de la 1-0 n-am început. Stai că mă ia băiatul, începem de la 1-0, poate pentru adversar. Hai, Budescu, hai, Budescu, Budescule, tată, cum mergea pasa aia, ai. Hei, bravo. Bravo, înapoi. Hai, tată! Du-te, Ronaldo! Cristiano, baby! Let's go! Haide, mă! Ești nebun! Mirel să ne arate până la urmă că tactica sa cu jucătorii potriviți funcționează. Cum ar fi? Ronaldo, mare ratare! Bă, dar de ce trage mă ăsta așa ciudat? Salut, Oviță! Salut! Cântică! Cu un tackling! În ultima secundă, făcu manual de Oviță. Bă, ar trebui să tac din gură, că vorbesc prea mult și... Uite ce fac aici. Salut! Salut! Ah! Mamă! În loc să fie 3-0, este 1-1. A ratat ocazii foarte mari. Asta este, o luăm de la 0. Asistată! Asist Budescu! Gol Ronaldo! Așa! Mamă, nebunie! Multe goluri, cum îmi place lui Mirel. Pa, 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 mă! Mamă, dar ce mai e asta? Bă, asta ce e, mă? Asta? Ce traur este, mă? Adama ăla de 5. Ah, e ăla food birthday, ok. Golanul. Păi așa n-a fost nouă vorba. Dar vezi că te prind aici, cred. Te prind! Fii atent că te prind! Și nu! Cât ghinion! Se întoarce totul împotriva noastră în această finală. În loc de 4-1, este 2-1. Ratări imense. Ratări peste ratări. Acum poate. Cristiano! Băi, cum a scos-o portarul, nu cred. L-am întors pe toate părțile. Degeaba. Chimic acum. Reușește. Nu! Blocat în ultima secundă. Mingea tot a noastră. Budescu! Nu se întoarce destul de rapid. Mamă, trezi la intensitate maximă meciul ăsta. Ia-l. Bine, tată. Bine, mă. Budescu! Hai, mă, băiatule, lasă kilogramele alea popatea și pe tine. Hai să ne serios. Nu se trece așa pe acolo. Hai, mă, tată, cu stângaciu. Poate acum, pe scurt. Băi, da, a blocat ăsta, nu pot să cred, frate. P-
Pun doar o pauză de curiozitate să vă arăt ceva. 7-2, tate, 7-2 la șuturi. Iar scoate portar. Nu cred, frate, cât i-a scos ăsta portar, ești nebun. Nu, no, m-a prins. Și îmi dă din respingere, ești nebun la cap, băi, frate. Ok, ok, ok. Bine, mă! Hai, băieți, ce final avem? Ce final? Mamă, ce le-a făcut Ronaldo acolo? Ce le-a făcut? Au stat mereu în așteptare, dar degeaba! I-am păcălit pe golani. Haide, mă! Pleacă de aici, pleacă de aici cu schemele. Nu merge tot așa. Nu, 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 nu merge așa. Nu merge așa, nu merge așa. 5-3, până când? Până când să te mai ajute jocul, my friend? Până când? Mamă, mamă, cum mă prinde aici, ești nebun? Mamă, mămică. No, Gomez, tata, ai mingea și o pierzi, mamă, ne mănâncă fundași. Nu, bară transversală, cât ghinion! Ce se întâmplă, frate, meciul ăsta, ești nebun? De ce a dat cu stângul, frate? Încă o ocazie imensă. De ce ora dar Ronaldo cu stângul acolo? Nimeni nu știe. Kimmich! Bine, tată! Bine, tată! Aia e! Presiune sus acolo! Tactica lui Mirel, tata asta. Oh, nu cred că a tras așa de prost. După câteva scheme foarte, foarte frumoase, Neymar trage așa de prost. Hei, hei, nu cred. Oh, Ronaldo 74, draftul nostru! Ăsta e, tată! Ca să știți, repriza a doua în majoritatea meciului din acest draft, Budescu știți că e un jucător care totuși obosește destul de repede la nivelul acesta. L-am ținut o repriză și a făcut treaba prin asisturile sale, prin golurile sale. După aceea, repriza a doua a intrat Neymar. Reușim să câștigăm acest draft al lui Mirel Rădoi. Dar uite tu ce statistici, dominată clar. Finala cu jucătorii potriviți, se pare că aceste tactici sunt bune și reușești să câștigi meciuri. Gold Pack, Rare Players Pack. Hai să vedem. Oh, mai am câteva pachete pe aici, o să le deschidem, bineînțeles, pe toate. Băieți, voi nu uita să apăsați butonul de like dacă vă place seria de challenge-uri pe canal și să-mi spuneți cu cine sau despre cine ați vrea să fie draftul următor. Cine ar vrea să fie featured? Cine ați vrea să fie featured acolo? E interesant să intri în mintea și să adoptezi modul de gândire al altor persoane cum ar face acest draft și să vedem și rezultatul în privința jucătorilor aleși, în privința tacticii alese. Mi-ar plăcea să văd acest rezultat și în privința walkout-urilor, să ne pice unul greu de crezut, dar noi sperăm. Avem un gold pack și mai avem un rare players pack după aceea. Pa, 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 pa. Normal că la gold pack nu e nimic. E rar, e greu să vină ceva acolo. Kolasinac, Rio AVFC, nu mersi. Și rare players pack. 12 jucători gold, 12 rari. Deși mi-e un walkout. Este walkout. Ia să vedem. A, nu e un UCL dintre ăla. Neamț, portar, clasicul. Ești nebun, am făcut profit, mă. Păi ești nebun, am făcut profit, tată. Am făcut profit bombă.
Bine, mă! Și ne dă tot mai culmea un portar! Ia, cât costă golanul? Hei, 70.000 de coins! Bun de tot! Bine, mă! Ha, ha, ce draft epic, băieți! Cam atât pentru astăzi, vă pup, o viță, și ne vedem în draftul următor! Pa, pa!